Doamnelor și domnilor, în platoul Mădălin Ionescu Show, celebrul Jean de la Craiova, bună seara! Bună seara, bine te-am găsit și bine mă venit. Bucur că sunt în emisiunea ta. Vedeam niște poze. Îmi era foarte dor să te văd tot așa în postura asta de moderator și stă foarte bine. Mersi, mă, nu, e de la hăinuțe. Nu, totdeauna da. Ai fost. E nimic special. Speciale sunt pozele pe care le-am văzut. Am schimbat un clip pe care nu-l știam. O bucată muzicală de prin 95, cu tine cântând cu un taraf celebru pe vremea aia. Sunt mai multe momente. La vreo nuntă, petrecere. Pe YouTube am găsit unul și mi s-a părut fabulos și aș vrea să-l putem să-l difuzăm. Nu, dacă se poate să nu, ar fi mai bine. Că de ce? E viața ta. Aveam alt cap. Era un cap. Uite, aici aveam un sacou pătură. Așa se purta pătură roșie. Să intri pur și simplu în ele, nu mai ieșai din ele. Nu-ți mai ieșeau. Uite, aici eram puțin matol, să spun așa, la nunta lui Vigelie. Erai la nunta lui Vali Vigelie? Aici sunt mai frumos ca Vârciu de 10 ori. Da, o să-l sunăm și o să-l întrebăm dacă într-adevăr apreciază. Păi cum să n-aprecieze, nu știe că sunt mai frumos ca el. Ce normal, mai... bineînțeles. Hai să dăm bucata aia muzicală, să comentăm un pic aceste secvențe fabuloase, fiți foarte atent. Dom'le, dați-o 10 secunde, dacă tot vreți să o dați, că și aia. Așa turcească pentru toată lumea. Salade pentru Bardică și pentru Pășena din București, nu mai șmeche din târnești. Nu mai șmecher și șmenari, ce ia de la fraier bani. Pășena din București, nu mai șmeche din târnești. Nu mai șmecher și șmenari. Nu mai șmecher și șmenar, ci ea de la fraier bani. Era o perioadă... Păi stai, mă, Mădălin. Deosebită. Așa era atunci. Așa era, da. Mai făceai, mai vindeai o floare, mai scăpai un portofel pe jos, mai controlai să vezi ce energie, te-a adus norocul, nu? Câți ani aveai aici? Băi, era mai bătrân ca acum, cred. Da, prin 95, nu? În 95. Aveai vreo 25 de ani, erai deja consacrat, cred că. Păi cum? Altfel cum? Cântam așa, ce să purta părul ziua. Ce că e căciulă în capul meu. Să ia de la fraier bani, nu mai șmecher și șmenari. Păi așa era, să vindea bilete la speculă, la filme indiene, la Luceafărul, festival. Cu vreun an înainte să iasă Emil Constantinescu președinte. Era o perioadă când România începea cât de cât să mai miște un pic. Adică abia scăpasem de mineri, nu mai te copii. Abia scăpasem de mineri, da. Și da. Noi cântam, ne exprimam fericirea. Da. Să nu mai luăm pe cocoace. Luai bani mulți în perioada asta? Bă, să lua ceva. Avea bani o valoare, cred. Da. Că tu ai plecat de jos. Da. Da, de jos. Și asta nu e o rușine, sunt mulți care au plecat de jos. Păi ce mă, că am lucrat la fermă, la Pusapa. Venea și, venea vagonul, așa îi spunea, unul cu tractorul, neagică, îl știu. Venea cu remorca aia și ne scula dimineața la 6. Hai băi, pe mine la 5. Și că atunci de la București treci. Și îmi dădeau un rând de porumb. Băi, rândul ăsta de aici până vezi tu unde e, la ora 12 să ieși cu el la capăt. Și rândul ăla nici... Ce trebuie să faci? Cum adică să ieși? Să sap burienile de lângă porumb. Înțeles, să plivești. Și eu de la București am eu să te luam, tăiam porumb, dădea castane. Dar rândul ăla nu se vedea capătul lui. Și era ceva care mergeai degeaba așa și până noaptea nebuneai acolo. Erai nevoit să muncești. Da. Și aveam 25 de lei pe zi. Ce aveai? 25 de lei. 25 de lei pe zi. Pe zi. Și, părinții tăi divorțaseră, cred că după aia a început să fie mai greu, nu? După la 12 ani, nu? Lucram de luni până joi. Așa. Și apoi vineri, sâmbătă și duminică, veneau ăștia cu bâlciu în sat, că mă ceam la mamaie, stăteam la Titu. Da. Și veneau ăștia cu bâlciu în oraș, cu hopa mitică, cu... Și aveam bandă, bâlci, luam și eu... O fată și am cu ea, o dădeam în comediile alea, care avea comedii. Îi luam înghețată de aia din butoi, cu lingura punea pe cornet. Ia. Îi luam semințe, susan, de-asta cogeac, bomboană, cogeac, băbăț, așa se purta. Până am aflat eu rețeta
cum să face, că am trecut și am făcut trupul. Care era metoda de agățat atunci, cea mai eficientă la fete? Ce prindea cel mai bine? Bomboana, cogeac? Era să zic, ciubucul. Ciubucul, ce? Da, dădeam, îți dau un cogeac. Un cogeac. O geac, așa îi spunea. Și stăteam cu ea, o sugeam eu cât, jumătate de oră și aia și tu. Da, sugeam amândoi, știi? Era și era bomboana. Să topea greu. Se topea greu și trebuie, da, să tragi din ea. Dar am aflat rețeta cum se face. Am făcut acasă cu zahăr, știi că zahărul era cu rația, cum nu era ca așa. Și făceam și vindeam și eu cu un leu. Cu bomboana și vindeam cu un leu. Aveam, hai, cogeac băieți, cogeac băieți. Și făceam 50-60 de lei la buzunar. Țin minte că după ce am început să cânt tot așa pe câmp, șeful de echipă, cum am început să cânt, n-am spus asta la nimeni și chiar vreau să spun cum am început să cânt eu. La fermă acolo, vezi, Dumnezeu, dacă ți-e scris așa, așa e. Șeful de echipă cânta cu acordeon. Era un lăutăraș nu prea bun, bocciu, dar era bun. Acolo îmbrăca o mireasă, ceva acolo, îl trimitea prin sat. Se descurca. Și eu cântam cu voce așa, luam două pietre și băteam într-o podișcă, așa îi spunea. Și băteam și cântam indiană, butare, visițe astea, prințișorul meu, te visez mereu, ți-aud vorbele. Ce chit era asta, da? Și ăsta m-a auzit, a zis, băi, bucureștene, vine încoace. Dar neagică. Băi, ce faci duminică? Zic, ce să fac? Pe la bâlci, pe aici. Mergi ca monuntă. Mi-e frică că mă bate ea. Taci, bă, din gură, n-avea lăutare. Luase banii și n-am... Haide, mă, te pontez două zile. Zic, gata, două zile sunt șef. Mă punea să car apă. Nu mai dădeam cu sapă. Dădeam apă așa, cu cana. Da, da. Muncă mai ușoară. Da. M-am dus la anunta aia duminică, prin sat, pe acolo. Mai ții minte anul? Da, mă, până în Revoluție. Era. Până în Revoluție. Da. Ok. Și... tocmai îmbrăca mireasa el. Era o mireasă... nu prea era foc așa, mireasa. Că avea voalul așa să purta, era, cred că taia perdeaua și a pus-o în cap, așa era cusută cu ață și când stea acolo, mireața era puțin și el era terminat, o avea o floare așa și în piept. Și ascuns în spatele florii. Și un păr călcat de ăla cu fierul, era, știi? Dar așa se purta. Și îi cânta el acolo cu un acordeon verde, când îl închidea acordeonul, îi flutura părul, era spart burduful și... îi făcea părăgea în cap. Lui, da. Sau... lui? Lui. Da. Și... preza e călcată cu... și a zis, pune-l, domnule, și pe ăsta să cânte. Da, domnule. Și am început să cânt. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la grădina cu flori. Mireasa plângea, mai bine îl plângea, că s-a întins verdele ăla, că avea, era cu verde. S-a întins verdele ăla așa pe aici și era... și când s-a uitat la mine, zic, auru! M-a speriat, știi? Și... luam cât 100 de lei, 25 de lei și zic, mă, mă umplu de bani. Eu acum am făceam socoteala. Câți bani am luat? Versus... zic, nu, eu mă gândeam acum, mă duc să-mi iau scarpi, că era pantof scarpi. Da. Și avea 330. Spadrilele. Și aveam vreo 200 și ceva, zic, hai să mai făcând ceva, taci-mă, tu mai făc, eu ca să mai fac până la 330. Da, 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 da. Să-mi iau scarpi. Și ăla, taci că n-ai nevoie de pantofi. Am eu o mașină, o pereche. Zic, gata, domn, dacă are... și mi-a adus din mașină o pereche de pantofi 44, era mare. Zic, bine, Năgică, ca mare, taci, bă, din gură, a luat un ziar, i-a băgat în ei, da. Ia băgă piciorul, zic, mă strânge. E, vezi? Când m-am dus înainte și m-am întors cu mireasa pe drum, că aveam o tobă de-aia, băteam în el și cu acordeon acolo, era cu vaca pe lângă noi, era dezastru. Era de custurit. Nu, întâi era, da, cu... da. Era nenorocire. Da. Și când m-am întors, și pantofii așa era în sus. Explodase pantofii, zic, brâi, Neagică, mai păcălită, și ai de aia de mort. Du-te, bă, de aici, că eu nu, zic, brâi, și avea adevărul că în talpă era și o gaură frumoasă, mare. Vai, vai, vai. Să bage un ciolofan ca să nu-mi intre pietre. Zic, brâi, Neagică, ăștia nu-i scarp, tași din gură, ca să-mi ia bani. Da. Mi-a luat. Acum m-am șmecherit. Am început să studiez, să cânt cu chitara, pla. Vreau să te întreb, dacă tu ai urmat vreo școală muzicală sau cum? Păi da, am făcut conservatorul la fabrica de conserve, am fost preparat. Deci, nu, am cântat, e un dar de la Dumnezeu. Dar am făcut liceu. Când ți-ai dat seama că ești bun? Când am văzut că sunt solicitat. Nu erau telefoane, nu erau de-astea. Câți ani aveai, Jean, atunci? 14 ani. 15, la 14? 14-15 ani, da, aveam.
Și începuse... Dar ai cântat până atunci? Cântai în baie și tu măcar existai? Cântam, da. Cântam, da? Prin baie. Cântam la bloc, la băncuțe. Aveai un repertoriu de... Cântam cu chitara, piese, ne strângeam piese. Grupuri, da? Vecinii, prietenii și cântam de-astea. Am întâlnit o fată mică blondă și viața de atunci mi s-a schimbat. Nu prevăzusem că-și mica blondă mă urmărește pas cu pas neînceta, da, da, te iubesc. Și cuceream găgicile, știi? Da. Și bă, e unul care cântă la blocul cu tare, stăteam în Pantelimon. Dar la chitară cântai sau zdrângăneai? Cum? Nu prea zdrângăneam, că m-a învățat un vecin. Un vecin care cânta rock and roll, ăsta. Da. Deci aveai talent. Aveam talent, prindeam toate. Da. Și au mers toate pe bandă, așa. S-au legat. Da, s-au legat toate. Am început să cânt, aveam gagici, aveam lovele, aveam niște... Mai ții minte cum se numea, stai că continuăm, prima ta cucerire? Cucerire? Pată, da. A fost multe. Că, care a coincis cu prima experiență? Păi nu, că era perioada de însămânțare și trebuia să-i 3-4, știi, atunci era. Mai multe. Mai multe. Mai ții minte cum se numea prima fată? Nu mai știu. Prima care a căzut. Nu mai știu. Să zice că nu se uită niciodată. La băieți? Mai nu mai știu. Da. Nu mai știu. La fată îl ține minte. Ca baba, știi tu, uh-huh. M-a violat 10 inși. Spune-ți-mi repede că vei aduc pe toți legați. Nu vreau pe al treilea și pe al șaptea. Ce vrea ea? Ce vrea? Știa ea, ce ținea minte. Normal. Da. Și cântam acolo, strângeam toată lumea. Apoi, tot așa a venit unul, bă, ai ceva sâmbătă. Zic, n-am, domne. Ne strângeam la ne strângeam toți lăutarii la bursă, aveam bursa lăutarilor în Cismigiu, care și în ziua de azi eu chiar aș vrea să ne strângem acolo, pentru că sunt și lăutari mai bătrâni care nu au posibilită și de acolo veneau oamenii din țară, veneau și își lua lăutari, țambal, contrabas, acordeon și făcea formație. Bursă a lăutarilor. Bursa a lăutarilor, așa îi spunea, la Cismigiu, de luni până joi era. Dar foarte mișto, ne strângeam acolo la cafea, la Cismigiu. La 14 ani ai început să cânți. Când ai ajuns într-adevăr să poți să-ți cumperi niște chestii care nu scarpe, ai depășit scarpe. Mult, da. Cam la cât timp după ce ai început să... Cam la 18 ani, 17-18 ani. Deci după vreo 4 ani de cântări. Da, după vreo 4 ani de zile, deja eram... aveam placă la electrecord, deci... Alt nivel. Alt nivel. Mergeam altfel. Și mersul e altfel. Aveam țigări lungi. Până mi-a zis unul la nuntă, ți-ai luat țigări lungi să stai mai mult în pauză? Cum? Ce? Aveam și eu chichen de ăla lung, care îi mirosea frumos. În fine, au fost vremuri frumoase, vremuri bune, dar toate au mers așa, legate, așa ți-ai scris. Ai avut oameni care te-au sprijinit? Adică au început să te îndrăgească, nu știu, erau mai cunoscuți decât tine? Da. Vali era mai cunoscut decât tine? El, a început înainte, el începuse să cânte, da. Da, începuse să cânte. Cânta și mi-era drag, mergeam noaptea unde cântau ei pe la corturi, că nu erau barlumuri. Pe cine admirai dintre, din branșă? Bine, eu admiram lăutarii mai bătrâni, de la Costel Hanțu, Neluța Neagu, Florică Roșioru, deci erau câteva voci care, fantastice. Deci foarte... Bun, ai ajuns la 18 ani să fii deja la alt nivel. Ce ți-a adus celebritatea, în afară de femei? Că, da. Așa, și un copil ți-a adus până la 19 ani. Un copil... Alexandru? Da. A fost un copil dorit? Da. Sau s-a întâmplat să fie după o aventură? Nu aventură. Uite, asta nu știu. Am stat 3 ani cu mama lui. Da. 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 Erai foarte tânăr. Dar am plecat când deja avea vreo 3 luni, 4 luni. Când am plecat, tot din cauza ei. Eu fiind plecat mereu... Certuri, discuții. Nu discuții, era cam oacheșe. Adică vrea și pe ăla, și pe ăla, nu știu. Am înțeles. Și eu tocmai mă țineam de treaba asta. Asta e o frână în viață. Adică dacă eu cădeam pradă... Tentațiilor. Nu mai continuam. Scria pe mine... Păzea, te sparg de astea tatuaje, aveam și câțiva ani de pușcărie, adică le aveam pe toate, aveam policalificări. Nu te-ai dus nici spre zona aia, adică n-ai intrat în anturaje nu mi-a plăcut niciodată. Proaste, n-ai fost tentat să te duci spre zona infracțiunilor, te-ai ținut pe... Pe treaba mea, pe muzica ta, mea și atât. Pe treaba ta. Da. Relația s-a rupt pentru că erai și ocupat și ea era probabil, cum ai zis, ocupată cu alte lucruri.
eram căsătorit în 89, da, și lucram la Timpuri Noi. Da. Iată că acolo, de acolo a plecat o chestie. Lucram la Timpuri Noi, m-a angajat acolo, m-a dat la forțele de muncă, că eu cântam seara la Gambrinus, la berărie jos, la cramă, cântam seara și dacă n-aveai servici, te băga Bauhaus de la 6 luni, la pușcărie. Da. Trebuie să ai servici. Și m-am angajat acolo legător de sarcină. Zic, ce-o fi asta? Mi-a explicat unul, că nu știu ce, și ce era legătorul de sarcină. Ăla cu macarau, luai cârligul și agățai cârligul și văd, sus! Și asta era un job? Asta era o meserie? Era, agățai ceva. Te plătea pentru... Pomo, am făcut școala de cum se spune, mijloace de transport uzinale. Adică eram pe stivuitor de ăsta. Da. Și prima zi când am luat și eu carnetul, ca să impresionez fetele alea că mai ieșea la țigare pe acolo, care lucra strungărițele alea pe acolo, am apăsat, țin minte, pe maneta de asta la stivuitor, s-a ridicat cracia sus de tot, fără să-i văd, deci nu cred. Și zic că hai că am plecat. Și când am plecat, am luat toate firele alea de telefon de sus, am rupt tot, am rupt tot. Am lăsat ăla și am fugit. Și m-a dat afară. Normal. Bă, ieșe. Bine, n-ai produs niciun accident Nu, n-am produs, dar am stricăciuni. Stricăciuni, daune. Deci asta au fost primele tale colaborări în domeniul muncii. Da, muncii. Da, și că care, a venit, domeniul care nu prea s-a legat, adică zona aia de mecanică de tine, deși ai o specializare. Tata a vrut să fiu un meșter bun, adică ceva, un strungar, că tatăl meu a fost maestru militar, a lucrat la fabrica de armament, la tancuri, la 23 august. Și zic, mă, tată, cu tancurile astea, nu. Cu strungul, cu astea, nu. Lasă-mă așa. Da, m-a luat de urechi. Știu că te mai bătea. Mi-ai zis la un moment dat că te bătea cu furtunul. Mai îndădea. Îți dădea. Eu, de mic copil, mi-am dorit să fiu cosmonaut. Nu cred. Pe cuvânt, cosmonaut. Tu dai seama. În cosmonaut am ajuns cântăcios. Deci, ce o legătură. Da, dar ai zburat. Adică... Am zburat, ai zburat între continente, te-ai dus în Statele Unite foarte des, deci ceva a rămas. Toată Europa. Cu avion, deci tot mergeam timp. Mergeam la concerte. Și ai ajuns la înălțime. La concerte în Europa mergeam cum mergem la piață. Da. Adică mergeam, ajungeam la hotel, mă schimbam, cântam, mă schimbam, veneam la aeroport, veneam acasă. Asta era toată. Dar asta ți s-a părut, apropo de celebritate, ok, îți aduce niște lucruri în viață, niște plusuri, ai foarte multe beneficii. Dar există poate și chestii pe care le pierzi. Pierzi. Ce ai pierdut? Pierzi. Genul ăsta de program nu e întotdeauna unul care să te să te ajute foarte mult. Adică te slăiește, te epuizează, te macină. Unii nu știi de la început. Pentru că nu știi la ce nivel ajungi. Da. Dacă ești așa pe acolo, ți le aranjești una pe săptămână, două, hai. Dar când ajungi să cânti zi de zi, ani de zile... Deja te debusolezi complet. Ești alt om, vezi, nu mai ai răbdare și de-aia eu mai înțeleg oamenii când... Nu știu, ai ajuns să bei sau să nu știu ce să faci ca să poți să reziști într-un ritm de ăsta nebun? Nu beau, dar beau așa un șpriț că e frumos când... Normal. Dar mulțumesc Dumnezeu că nu s-a lipit de mine chestiile astea cu băutura, în exces, cu... E frumos să bei așa puțin whisky cu două cuplete de gheață. Alte... Nu energizant. Puțin. Spirit e bun, e sănătos, că oricine... Pace. Da, marile compromisuri pe care le-ai făcut au fost legate de familie în domeniul ăsta al cântatului? Adică, ok, tu ai plecat foarte mult. Da, adică ajungi la un moment. Ai reușit să fii tată pentru Alexandru, mă rog, poate mai târziu, nu știu că l-ai recuperat mai târziu. Da. Dar pentru Sabrina? Cu siguranță m-am ocupat, pentru că... Dar am vrut ca ei să nu intre în domeniul ăsta al meu. Adică eu sunt un om care, când am ajuns acasă, până să intru, sunt alt om. Tot ce a fost... Adică tot ce este greu, ca un scut al familiei, de fapt, iau eu în piept. Voi trebuie doar să fiți fericiți, voi sunteți ai mei, vă ocrotesc și vreau să vedeți frumosul.
Iar eu trebuie doar să-l creez, să îl găsesc și să vi-l aduc. Asta a fost concepția ta de tată. Concepția mea, da. Pentru că ajungi la un nivel în care nu știi că ajungi, nu știu ce. Și Ceaușescu a fost cizmar și ai văzut odată. Dar soarta și dacă ți-ai scris așa, așa și dacă ești, mă, dacă ești bun, se vede, uite, tu. Ai stat puțin în vacanță și când vii acum, știi cum vii? Să eu așa că, văd. Știi că n-am stat în vacanță deloc. Deci ochiul meu nu mă înșeală. Da. Tu vii acum, pentru că asta e menirea ta și ție stă bine și lumea te iubește și toată lumea unde merg să întreabă, bă, Mădălin Ionescu ăsta, bă, numai, de ce că el era, ce bine era, ce fel vorbea, și oamenii te iubesc, toți oamenii te iubesc. Uite, o să vină timpul. Eu anii ăștia am stat pe online, eu mi-am văzut de treaba, am avut tot felul de... Am ajuns să fac tot felul de chestii, campanii publicitare, să produc spoturi publicitare. Hai să inviți politicieni. Programe de știri pentru platforme. La tine în emisiune o să vină politicienii cu drag, pentru că tu înțelegi și ai altfel de întrebări, nu știu. Da. Mai sunt vreo doi moderatori care... Mai prind pe zona asta. Atât. Da. Pentru că nu mulți au curaj să invite un politician și să... Corect. Ceea ce spui tu, dacă într-adevăr ești făcut pentru așa ceva, este. Până la urmă, dacă te ții de treaba, reușești. Așa este. Și oamenii apreciază. Și să nu cedezi. Deci ăsta e drumul meu. Ăsta, dar tu puteai să iei decizii proaste. Adică ai fost probabil la un pas de... Eram în ele, le-am avut toate în față. De a te duce pe alt drum. Toate în față le-am avut și puteam să calc în ele, să le iau, nu? Dar mi-am pus de alea ca la cal în față și am luat așa. Mai ții minte momentul în care ai luat primii bani comparabil cu cei mai grei din branșe? Ce ai făcut cu ei? Care a fost ăla? Da, mi-am luat o chitară cu 12 corzi. Ți-ai luat o chitară cu 12 corzi? Da. Dar de ce ai vrut să-ți iei chitară? Am vrut o chitară. Erai și tu părucăreală ca Adi de la Vâlcea? Nu, aveam o chitară mai urâțică, mai jupuită. Da, da. Dar mergea mâna. Cârnații, cum spuneam noi, mergea. Dar vreau o chitară mai spectaculoasă. Pentru că... Dar ai cântat și la chitară? Adică da, erai pe voce și pe chitară la început? Da. Și lumea se uită și vede obiectul ăla. E frumos. E... Așa marketing. Era una mică marketing, și... frate. Îmi luam... Știi că erau caietele alea de matematică cu un arc. Exact. Așa. Scoteam arcul ăla, îl întindeam și îmi puneam solul, că mergea la chitară, sol. Vai. Adică n-aveam bani să-mi cumpăr corzi la chitară. Și... Îmi trebuiau, că plecam dimineața, cum se făcea, îmbracă mireasa, du-te la nașu, unul cu acordeon și eu cu chitara, pe drum. Când plecam bine, când mă întorceam gri de praf și pantofii exploda. Păi aveam niște pantaloni, tot așa mi-a dat unul, aveam legați cu sârmă aici la spate, că eram mici, și aveam tivul până la genunchi, băgați aici, că tași că 3-4 ani nu mai ai nevoie. Cum? 3-4 ani pantaloni. Băi, un tip până aici, nu se poate. Aveam haina de la școală, sacou, de la școală care îl foloseam. Noroc că aveam matricola pe capse. Și o scoteam o bărână. Ai reușit să faci liceu, deși cântai? Da, cum? La un liceu industrial Republica, băi, am făcut liceu. Ai dus până la capăt? Da. 12 clase. Trebuie să dau bacul. Reușeai să ajungi la ore sau... În ziua bacului aveam nuntă și unde crezi? La Tulcea. Și m-a sunat tata. Ai fost la bac? Păi două ore stau și nu vine bacul ăsta. Unde ești? Păi sunt pe bac. Ce bacă te omor? Deci s-a potrivit chestia. Eu am uitat că se dă bacul și eu eram tocmai... Da, sunt la bac. Ce ai făcut? Și că, păi și nu ai intrat în sală. Ce sală că nu, două ore stau și nu vine bacul ăsta? Am plătit 10 lei. Cum? Te omor. N-am mai dat bacul. N-ai mai dat bacul. N-am mai. Asta e. Dar, în schimb, ai luat... ai absolvit facultatea la muzică. Da. Și când ți-ai dat seama că deja ai ajuns la un nivel care, cum să zic, te va duce spre o zonă de vârf, de top? Eram început să... Când ai conștientizat, care a fost momentul care ți-a adus această conștientizare că ești deja în top? Mi-am dat seama atunci când am început să compun melodii. Da. Când am început să compun melodii și erau plăcute. Atunci nu era YouTube-ul, ok. Nu era. Da. Unde cântam, vedeam că am impact la lume. Veneam la o petrecere și de la petrecerea mai plecam cu 3-4 nunți luate de acolo. Bă, pe data de că eram cu caiet. Da, îmi dădea arvună, putarea, cont. Și atunci zic, bă, asta e drumul.
Adică orice scoteam avea impact. Era plăcut. Cântam Lăutărește, cântam Manele. Depinde de oameni, cu și el. Cum ai fost pe zona melodioasă a Manelelor? Nu ai fost foarte agresiv. Totdeauna ți-a plăcut ca piesa să aibă, să nu poată fi cântată, să fie fredonată. Să nu fie, asta mi s-a părut că a fost particularitatea. N-am lucrat superficial. Eu, mie mi-a plăcut textul să fie text. Da. Și spălat. După câțiva ani mi-am dat seama că trebuie text așa cum trebuie. Când e de dragoste, dă dragoste, până la un punct anume, dar pe înțeles, adică nu informație multă omului, doar să-i dai de înțeles că aia este. Să fie refrenul ce trebuie. Și ca și în zilele noastre, într-o melodie trebuie un cuvânt magic mic în care omul care nu știe muzică, dar îi place ritmul sau să-i rămână în cap, fluturași și ceva. Care e prima piesă? Piesa care te-a consacrat așa? Sau... Marinela, Marinela, că atunci se făcea melodii cu nume. Știi? Marinela, Marinela. Hai la Megidia, hai de la Constanța. Să le spunem concret. Megidia, hai de la Constanța, hai pe litoral ca să facem bani. Că atunci era toată lumea. După. Despre fraiere, despre dușmanii cântai și tu? Da, să cânta, dai seama că era la modă cu dușmanii, banii. Până și rapperii cântau despre asta, toată lumea cânta despre fraiere, dușmani. Rapperii mai târziu au apărut. Păi, prin 96 a început să răși, că a izbucnit atomicul, a apărut industria muzicală în România și în jurul acelui post de televiziune s-au construit trupele, a apărut și Vârciu, au apărut și concurenții. Da, Vârciu, da, da. Da, voștri. Și a fost o perioadă interesantă, perioada în care, pe lângă ei, și voi ați ajuns celebrități, până la urmă. Bine, nu pe lângă ei, treaba lor, noi treaba noastră. Da. Că s-au unit la un moment dat chestiile astea. Noi, da, ca și în zilele noastre, că, apropo, a venit un muzician, nu-i dau nume, băi, vrei să faci cu mine un trap? Dar eu zic, bă, frățioare, nu știu să călăresc. Eu am zis că să mă ia la călării trap. Da, da, da. Eu nu mă, frate, Manele trap, nu știu ce, zic, măi, lasă-le, mă, dens cu nu știu ce amestecături. Da. Zic, facem. Dar m-a impresionat. La Manele. Facem un trap. Da. Zic, nu știu să călăresc, frate. Și ai reușit? Te bagi cu zona asta? Văd că... Genul, știi Miami Beach. Da, sunt plăcute Manele, chiar sunt coafate și date o tentă de dance, de club. Uh-huh. Deci... E o altă zonă. Pentru tine și încă, mă rog, câțiva din branșa Manelelor, perioada asta de COVID n-a fost chiar una dezastroasă, pentru că YouTube-ul cumva... V-a fost la îndemână. Nu, și ați reușit? Chiar pe toți. Chiar pe toți ne-a lovit. Nu numai din, deci și pe din domeniul ăsta, din absolut toate domeniile. Mă refer la muzică și nu numai. Dar... Deci YouTube-ul nu reușește să suplinească totuși. Am încercat ce se întâmplă înainte. Să le... La nivel de câștiguri, nu, strict financiar. Am încercat să stăm, să profităm mult de YouTube, adică să facem melodii comerciale. Ai văzut că ies foarte multe clipuri, foarte multe melodii. Și să ne hrănim puțin de YouTube. Care mai are o afacere mică, cu atât mai bine, dar să meargă. Ai văzut că și Horeca e la pământ, toate să leagă, știi? Ți-a adus bani YouTube-ul astfel încât să spui, da, trăiesc cumva din YouTube în perioada asta? Nu că trăiesc din YouTube. Cine a reușit să pună pe parte... Ai piese cu niște vizualizări, ai piese cu milioane de vizualizări. Da, sunt. Mai ciugulești de acolo, dar când ai de întreținut și ai învățat familia și apropiați-te la un nivel de... Și deodată e o chestie, o discrepanță. Ciudată. Ai fost un tip cheltuitor sau genul care nu a agonisit cheltuitor. Și a investit? Am investit pentru că avem o vorbă. Cât îți merge, leagă scai. O vorbă, adică leagă scai acum că nu știi ce va veni. Și uite, a venit. Toți am mers pe premiza și mari lăutari și mari compozitori, dirijori ai lumii, am mers pe premiza lasă că iau mâine. Și mâine, hop, n-am mai luat. Și am murit amărâți pe bancă, în parc, ca Beethoven și ca mulți lăutari, celebri. Așa că... Ați muzicin, da. Cât îți merge, leagă scai și lasă acolo. Care a fost cea mai bună investiție a ta? Financiar vorbind.
investiție... Bine, în afară business-uri, de... în afară de muzică, na, de faptul că ai cântat. Din muzică, ai băgat bani în vreun eu business? Eu m-am ocupat de acum câțiva ani, vorba de 7-8 ani, 10 ani, mai mă ocupam cu... Făceam o căsuță, mai vindeam, mai ciuguleam de acolo, mai... Bun asta! M-am întins cu niște construcții în Comuna Berceni, până... Te-am mai ciugulit, am mai cu tare, m-am echilibrat, știi? Și dar... cred că mi-a prins bine. Deci astea, investițiile tale au fost în construcții. Da. De exemplu, mă gândeam la Pepe la un moment dat, când începuse treaba asta, criza asta medicală, știu că el avea grădiniță da. Și avea salon de ăsta, de da, cofiură, da, nu? Da. Styling, hair styling. Păi el, practic, în acel moment, că astea erau investițiile l-a oprit, lui, și... deci, l-a oprit masiv, adică i-a afectat da. Principalele business-uri, toate business-urile în care băgase bani. Eu ce cântam, și de asta vreau să te întreb dacă tu te orientați spre altceva. Te-ai dus spre construcție, o zonă interesantă, care a mai mers chiar și da. În perioada crizei medicale. Și altceva. Deci am început să construiesc de 5 ani, uh-huh. dar de 10 ani ce am strâns, am cumpărat cât un apartament acolo, cât uh-huh. o garsonieră. Adică deci investiția chirii. Mare da. Și câștig puțin, dar e sigură. 3 lei, 5 lei, 2 lei. Ți-ai luat și tu apartamente la mare? Nu, la mare, că eu am un principiu al meu. Să fie în ochii mei lângă mine, ca să nu... Să spart o țeavă, nu-i acasă. Da, fine. Complicat. Mă duc eu la mare. Mă duc la mare, ia, bă, bă, trebuie să plătești, nu știu ce, intermediar care să aibă grijă, nu poți controla. Mai, da. Acum mai intră pe geam, mai cu tare, că nu-i sezon. Da, 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 da. Corect, corect. La munte, la... Acasă, dacă poți, că în orice cartier aici, la periferia orașului, sunt blocuri, sunt construcții care mari dezvoltatori construiesc. Te ții după ei. Dar de ce n-ai investit, de exemplu, în afara țării? De ce n-ai cumpărat niște apartamente în Spania, să zicem, pe Costa del Sol? Mallorca, Malaga, știu, Valencia, Alicante... Știu, Mădălin, dar... Da. Că, dai seama... Mă rog, chiar, tot din același principiu. Eu trebuie să ajung acolo mereu, să le controlez, să merg... Bine, banii intră în cont. Ar intra în cont. Da, dar oricum trebuie să fii mereu acolo, să faci drum, traseu, tu, soția... Că banii ar fi fost mai mulți. Lângă tine aici. Să fie aici. Pac, 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 pac. Mai controlezi, mai te uiți, mai cântare. Deci, practic, tu, cumva, ai niște bani care îți vin în permanență din aceste investiții pe care le-ai făcut. E o pensie a mea pentru că ceea ce îi sfătuiesc să facă pe majoritatea, pe toți prietenii mei da. Din branșa mea, că pensie, oricum, nu o să ai de la nimeni niciodată. Așa a fost tu pensia ta acolo, frumos. Să stai liniștit la bătrânețe. Copilul nu știi pe ce drumuri ea, încolo, încolo te bagă la azil, te duce la cămin. Așa stai liniștit, nu mai stai la mâna la copil. Și vine o tată, eu am o vorbă cu, mi-a spus un evreu, el, tata cu copilul. Da. Și spunea, tată, dă-mi și mie $100 că mă duc și eu în club. Vezi, tată, că e o cutie pe sobă acolo și banii ia de acolo. Iar a doua zi mai, deci mie 50. Nu știi, nu mai mă întreba, știi unde sunt bani. Și când am venit a treia oră, băi, bă, tată, nu mai este. Păi, mă, tată, ai mai pus tu ceva acolo? De aia nu e. Deci niște indicii i-a dat. Apropo de evrei, eu n-am știut această latură a originii tale, că dinspre bunică ești evreu. Da, am avut întâlnire cu ambasadorul Israelului la un serios? Interviu pentru violența împotriva femeilor da. Și... Am fost cu ei. Deci ai, practic, dinspre mamă ești... Da, străbunicii ești mei da. Au fost în lagăr, la Auschwitz, executați, gazați. Am reușit să-i aduc aici. Au murit la Auschwitz? Da, la cimitirul evresc aici, la da. Pieptănar, sunt îngropați ce a adus de ce a găsit. Și am reușit să fac ceva și... Leibovici Herman, Leibovici Roza, străbunicii mei, știu, i-am găsit. Deci puteam să devin cetățean israelian da. Imediat. Păi și nu ai vrut să-ți iei cetățenia? Deocamdată nu. Aveam multe facilități, multe și financiar și tot. Dar lasă-mă așa. Sunt ortodox, familia, lasă-mă. Mai bine aici. Apropo de familie, Paula este balerina soția ta, nu? A fost balerina, e adevărat? Era mică, undeva. Da. Făcea balet. A, ca toate fetele. Probabil de-aia mi-a luat ochii. Da? Ai cunoscut-o în parc?
E adevărat? Da. Asta pentru care a fost replica cu când care am, găsat... am păcălit mult cu care, chitara. Care a fost replica cu care ai agățat-o, da? Mai ții minte? Ce nu mai zis? Știu cum, dar știu că eu cântam și se uita în ochii mei și zic, oh, ce gagică, ce... Oh, cum fac, cum tare. Am cerut numărul de telefon, trebuia să îi afise, să mă duc să bag. Nu era de-astea. Să bag la telefon, alo. Chinu, după lume, da. Am făcut placă. Și am venit cu placa la Sobrați. De unde vii? A ieșit soacră mea. Nu știu, să rămână cu Paula. Și a uitat pe mine. De unde vii? De la Electric Court. Ți-e foame? Da. Și ce? Că eram lihnit de foame. Da. Și m-am pus, țin minte, m-a invitat în sfragerie. Stăteam așa, zice, că cel mai prost din clasă, eu eram așa. Stăteam. Și aveam un bol mare cu ciorbă, știi, perișoare. Și eu eram terminat de foame, nu mai puteam. Și mă întreabă, Jeane, mamă, câte perișoare vrei, două sau trei? Probabil la zece. Vrei și asta. Eu am zis, minim să nu... Două. Și eram... Terminat. I-am spus după ăla... Dă puțin muzica mai tare, că s-auzea mațele. Să mă făceam de râs, deci de unde a venit golanul, să știi? Ia să dea mai tare muzica. Deci... Și a fost... A fost, da. Front, da. Înțelegeam să ai rezervele astea dacă îți puneam pahar ceva, da. Și uite da. Că avem împreună 25 de ani. 25 de ani. Am crescut ani. Împreună, da. Și i-am întrebat mai devreme pe Cornelia și pe Lupu Rednic care a fost rețeta lor de, în familie. Și mi s-a părut impresionant faptul că... El a spus multe, că am auzit, să știi... Da, toleranța, că... Da, cred că a ținut-o cu bancurile. Da, că dacă bancuri. Nu ești un bărbat mai glumeț și să cauți ca săptămânal sau lunar, să fii cu ceva nou, să apari... Ceva, da. Adică, și să știi să aplanezi, să știi să taci și să... Adică, să-ți dau un exemplu... Asta a funcționat la tine. Da, da. Să-ți dau un exemplu, așa, pe mintea mea. Face soția o ciorbă, da? Ciorbă. Și nu e bună, nu-ți place. Ia, cu tare. Ai gustat din ea și ca să nu zici, ce ciorbă, că începe cearta. Da. Vai, Vasilico, da. Ce ciorbă ai făcut minunată, dar cred că aia de mâine e mai bună ca asta de azi. Au. Adică genul ăsta. Cât de cât, să-i dai cu da. Catifea. Cred că aia de mâine e mai bună ca asta. Da, să încerci să îmbraci mai bine o da. Poveste care nu pare foarte fericită. Să o lasă să zâmbească și să... Da, puteai să-i spui, ok, e foarte bună, numai că astăzi am mâncat, nu știu ce sunt... Nu că ce, a, nu-ți place, ai mâncat la aia, de unde vii? Nu e bine, deci nu merge, nu merge. Așa că, na, ce să mai zic, da. Cred că aia de mâine e mai bună cu tare. Cum, Dumnezeu, și cum o să gândești ea? Deci așa ai reușit tu să ajungi la 25 de ani, da. De ani de căsătorie. Ce ți-a adus soția ta? Care e calitatea ei principală? Ce ți-a adus în viață? Da... Era să spun că mă acceptă așa cum sunt, dar ne iubim, na, am crescut împreună și mi-a adus dragostea pe care mi-o oferă. O stabilitate. Stabilitate și încredere. Auzi, dar de ce? Pentru că tu ești un bărbat cu mare succes la femei, cu mare trecere la femei. Ești un cântăreț. Și dacă mai sunt. Păi, asta, cântăreț de top, ai avut tot timpul femei lângă tine. De la dansatoare până la tot felul de personaje feminine și puteai oricând să... Până la reptile. Puteai oricând... Până la reptile, da. Oricând putea una să sucească mințile. De ce nu s-a întâmplat asta? De ce te-ai oprit sau ce te-a împiedicat să... Să pleci de acasă, de exemplu, cu una dintre fetele astea din spațiul meu. M-am gândit tot timpul. Au fost ispite pentru că... Na, sunt tot felul de reptile. Dar... Când vrei să faci ceva în viață și ai exemple atâtea în stânga și în dreapta care te gândești dacă fac așa, ajung așa? Dacă, cu tare, ce fac? Unde ajung? Ce fac? Mut hainele de la una la alta, n-am căpătâi, n-am, degeaba sunt eu cine sunt, dacă n-ai familie stabilă și nu știi să-ți creezi ipoteca ta. Da. Și astea m-au oprit. Tentațiile sunt mari. Na. Dar nu se întreb cu câte sute de femei ai fost, sau prin patru... Și când mătura... Sute de femei și când mătură una, pe jos, mătură așa. Și face așa, că am avut rol în film, apropo de... Am jucat în câteva da. Filme, da. Și totdeauna am avut rol mai de... Băbălău, așa, adică mai... Da. De băia bun. Da. Adică
Mă îndrăgosteam de femeia de serviciu, de-astea. Că la un moment dat trebuia să joc în Supraviețuitorul. Da. Mă chemase Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l odihnească. A văzut el Zavaidoc, trebuia să joc rolul Zavaidoc. Uh-huh. Și 1950 și ceva, semănam leit cu el. Deci dacă părul exact, zic, nu se poate. Și pe ăsta mi-l aduci. Am fost în Zabaccean 21, pe asta. Avea birourile sub casă, birourile lui. Țin minte, am intrat pe ușa, era întredeschisă, lăsată intenționat probabil. Și avea pe pereți sulițe, pistoale, pălării, din filme ce... Da. Și m-am pus, țin minte, pe un fotoliu, așa, și am pus picioarele pe stat și l-așteptam. A venit prin spate, pe niște scări, a coborât și a zis, ce faci, tâlhare? M-a spălat, zic, mă scuzați, da, domnul Sergiu, stai jos, mă, stau. Și am zis, domnul Sergiu, am o rugăminte, vreau să, el inițial vrea să îi fac și melodia, da. Zavaidoc, la un moment dat am tras melodia printr-un gramofon, ca așa era pe timpuri, aia, de când ne-a aflat mulțimea, făcut, cu Zavaidoc. Celebră. Așa? Da. Am tras frumos, că e pe fundal în film, melodia, și zic, domnul Sergiu, da, mă, zi, vreau și un rol mai, așa, cu cravată, mai acțiune, că mă, numai rolul de-astea, te-am văzut eu, mă, da, da. Și că, bă, bravo, bine că mi-ai zis, îți dau un rol cel mai tare, dar uite-te în oglindă. Ce-a vrut să zic el? Și m-am sculat așa, în picioare, să mă uit în oglindă și avea o oglindă, mă, am uitat, aveți dreptate. Adică... Adică el vrea să se audă chestia asta. Nu mă ajută moca. I-am zis, vreau un rol mai bun. Bă, te-a ajutat. Te-a ajutat pentru că te-a ajutat foarte tare și ești în continuare pe val, ceea ce este foarte important. În continuare ai piese care au priză la public, în continuare ai piese care rup pe internet și că, mă rog, cânti cu Teoroz sau că cu altul, sau că ești pe cont propriu. Păi de la mine a început cu trapa asta. Da, exact. Poartă-mă, așa? Le-ți va arat, îmi tăi cu Teoroz. Ai și niște piese care acum sunt noi. Și cu WhatsApp am, cu Te pup papa, cu tare. Exact, exact. Avem o piesă pe care o difuzăm la final pentru cei care se uită la noi în această seară. Și am și un album de muzică populară cu orchestra de la Cluj, deci... Ai băgat și muzică populară. Da, păi eu cânt muzică populară, am 10 albume. Păi știu, dar continuă, adică ești unul dintre puținii din zona asta care continuă pe zona muzicii populare. Trebuie să cânti orice. Trebuie să cânti orice, da. Adică la o nuntă nu că m-am pus, mă, ce frumos cântă ăla. Nu e așa, trebuie să comunici cu oamenii, să cânte și el. Omul, să cânte cu tine, să cânti cu el, să simtă lumea. Știi că e bine că spui, ce bă, hai bă, până o să ridică tot să danseze, atunci... Atunci e cheful, da. Și dacă ai talentul ăsta să-i ridici, înseamnă că ești da. Ce trebuie. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. S-a terminat? Una importantă, da. Am să mai stăm. Data viitoare te iau 2 ore. Da, am să stăm. Și eu pregătim din timp cu toate, cu dezvăluiri, cu momente... Dar încheiem cu o piesă de-a ta, o piesă care este acum în vogă. Vreau în premieră piesa. Da, în premieră. Da, n-am cântat atunci nicăieri. Mulțumesc din suflet. Vreau să mulțumesc și Gentleman's Corner pentru ținuta din această seară. Săptămâna viitoare aș vrea să primesc niște veste în caz că mănânc prea mult și sar noastrii de la camașă cum încercau să... Te aduc pantofii aia. S-a întâmplat la începutul emisiunii să fiu protejat. Da. Jeane, îți doresc succes. Mulțumesc. Să sperăm că vremurile vor fi mai darnice cu noi în perioada imediat următoare. O fi dracu cât de alt, așa... Tot învingem, măi. Iese soarele după furtună. Așa. Să aveți un weekend minunat și nu uitați să-l urmăriți în continuare pe Jean de la Craiova. O piesă nouă care se numește... Lasă-mă să beau. O găsiți la mine pe canalul de YouTube. Nu e rău, dar cu măsură. Cu măsură. Cu măsură. Puțin. Jean de la Craiova, Lasă-mă să beau, rămâneți cu Metropola TV. Dedicație pentru Ion Cristoiu, că urmează după, știi? Da. Nu știu dacă domnul Cristoiu bea, dar poate va fi atent la această piesă.
Și de focul tău mă